Vă spuneam că am de-a face cu antreprenori zi de zi, da, pentru că asta e meseria noastră, suntem consultații, învățăm cum să performeze mai bine, ce să facă astfel încât să-și minimizeze costurile fiscale sau dacă nu le pot minimiza, măcar să le planifice în așa fel încât lucrurile să iasă bine la sfârșitul zilei. Cel mai important lucru este să ai o viziune asupra ceea ce urmează. Cu antreprenori am avut de-a face de toate categoriile, de la oameni care de-abia începeau un business și aveau nevoie de sprijin, până la cei mai mari din țara asta, care au apărut și prin vestitele topului 100-300, cât vreți voi, și de la care cu siguranță că am avut multe lucruri de învățat. Spunea Laura la început că pentru voi, acum, este momentul în care trebuie să vă decideți în ce direcție o luați în viață. Am citit la un moment dat un articol interesant care spunea că în acest moment, copiii care învață acum în școli se pregătesc pentru niște meserii care în momentul de față nu există. Cu siguranță că lumea în care veți ajunge și voi să munciți va fi altfel decât e lumea de astăzi. Da? Eu am început să merg la școală pe vremea de dinainte de 89. În 1989 era clasa 10. Dacă cineva venea atunci cu o mașină a timpului și spunea tu o să fii consultant fiscal, probabil că făceam niște ochi așa mari la el și întrebam ce e aia. Pentru că nu exista așa ceva la momentul respectiv. Cu siguranță că acest lucru se va întâmpla, nu știu dacă neapărat pentru voi. Voi deja sunteți mai aproape decât de momentul în care vă veți câștiga singur existența. Dar cei care se află acum în școala generală sau în școala primară, cu siguranță că sunt în acea categorie în care nu se știe pentru ce meserie se pregătesc. O să ne întoarcem la antreprenoriat. Știe cineva să-mi dea o definiție cât de simplă, cât de cum să zic, așa cum o înțelegeți voi a antreprenorului? Am uitat să vă spun, avem niște premii. La sfârșit, cei care vor fi cei mai activi vor primi și premiile de la noi. Te rog. Puțin mai tare, te rog. Când mi-am terminat facultatea, mi-am făcut dosarul de traducător autorizat, am depus dosarul meu la Ministerul de Justiție, am primit autorizația de traducător. Conform legii, m-am înscris în lista de la Tribunalul Iași, lista de traducători autorizați, și asta e tot ce am făcut. Ce s-a întâmplat ulterior a fost să tot fiu sumată și să fiu solicitată ca și traducător sau ca și interpret. Pentru că în această listă oficială, pe măsură ce este nevoie de respectivele servicii, pe limbile de lucru pe care le am eu, respectiv spaniolă și engleză, am fost solicitată să prestez respectivele servicii. Așa s-a născut ideea biroului de traducere pe care îl administrez de aproape 13 ani. Cu alte cuvinte, ceea ce s-a întâmplat a fost nevoia pieței, mi-am asumat-o și am decis să fac o firmă, în care la început sunt foarte multe povești de genul acesta. Eram doar eu, o prietenă. Prietena mea între timp s-a răzgândit și n-a mai putut să continue cu mine mai puțin de o lună. Deci am început singură. Ușor, ușor am extins echipa. Cum am extins-o? Tot pe baza cererii pieței. Pentru că se cereau traducere în limbi pe care eu nu le cunoșteam, pentru care eu nu eram autorizată să traduc. Așa a fost modelul meu de idee. Pe măsură ce clienții veneau la biroul de traducere... Au pe piață un produs care, imediat ce a făcut în mână, ne gândim la el, pentru că el a reușit să facă acest lucru și e chiar ceva minunat. Ok. Ce interesant e că am mai pus întrebarea asta și în alte orașe unde am mai fost. Nimeni nu vrea să se facă antreprenor ca să aibă profit. Nimeni nu vrea să aibă bani. Ceea ce e interesant. Da. Sau nu vrea să spună că asta e motivația. Zi. Ca să oameni din jurul tău. M-am spus și
banii nu se reprezintă. Bunătatea pe care o pot, e mai importantă. Mm-hmm. Da, poți să o faci și ca angajat, teoretic. Nu. Nu? De ce? Atunci ești manipulat. Se impune să faci anumite chestii și nu ajuți oamenii la propriu. Aha, deci tot oarecum independența e, da. Nu? Să fii propriul tău șef și să faci lucrurile în felul tău. Da? Dar dumneavoastră de ce ați devenit antreprenor? N-am pornit în viață cu ideea asta. Am ajuns oarecum din una în alta. Adică am fost o fire mai independentă, dar n-am plecat cu ideea asta. Lucrurile s-au derulat de așa manieră încât am ajuns în zona asta. Sigur că cred că avem și o motivație interioară de a câștiga mai mult. Adică eu v-am spus, am pornit de jos, da. Însă conjunctura m-a dus în zona asta. În ce sens? Ok, am ajuns la un moment dat director general, da? Și între timp, după ce am ajuns director general, am ajuns și asociat minoritar într-o companie de curierat și la un moment dat, viziunea mea, care conduceam compania, nu a mai coincis cu cea a asociatului meu. Și atunci, el era asociatul majoritar, am plecat din compania respectivă. Am mai fost vreo 6 luni de zile consultant pentru o altă companie de curierat, care urma să intre în România în perioada aia. DPD a cumpărat pe Pegasus până la urmă. Și am avut și o ofertă de angajare tot în curierat, numai că era un punct de inflexiune în viață, la momentul ăla, da? Ce fac? Mă duc și mă angajez într-o altă companie de curierat, ca tot așa director cu toate facilitățile, ca să zic așa, sau pornesc pe drumul meu propriu, sau îmi fac propria mea companie, pentru că aveam expertiză în domeniul ăla deja, știam meseria asta, da? Și am avut dilema asta. Cum am ieșit din ea? M-am proiectat în viitor și m-am gândit, dom'le, când o să am 60 de ani și o să mă uit în urmă, o să regret că n-am încercat, că dacă nu încercam, deci dacă plecam să mă angajez, nu mai, da, era un punct de inflexiune, nu mai puteam să fiu antreprenor, că m-aș fi dedicat noului job și așa mai departe, da? Deci am avut chestiunea asta și ca să mă ajute să iau decizia, m-am gândit cum o să privesc respectiva circumstanță după mulți ani înainte. Da? Și atunci mi-am dat seama că aș fi regretat că n-am încercat. Așa am ajuns antreprenor și, mă rog, bine am făcut, dar cam asta a fost conjunctura la momentul respectiv. Acum eu am avut o abordare antreprenorială, pentru că asta, chiar dacă nu ești antreprenor, poți să ai mentalitatea antreprenorială, întotdeauna. Adică și angajat când am fost, am lucrat ca și cum ar fi vorba de compania mea. Deci,